Schimbarea la fața Domnului prăznuită astăzi a adunat creștini în număr mare la biserică. Această sărbătoare datează de la începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a zidit o biserică pe muntele Tabor, unde Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea sa prin natura umană. Astăzi, 6 august, biserica noastră drept slăvitoare prăznuiește schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în muntele Taborului. După cum știm, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut firea omenească, dar mai presus a avut firea dumnezeiască. Iată, prin această sărbătoare a schimbării la față, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată firea sa dumnezeiască, lumina taborică, reprezentând slava sa dumnezeiască. Începând cu această zi, fructele, în special strugurii și prunele, sunt bune de gustat, deoarece devin pline de dulceață și savoare. Există și o zicală în acest sens, boabă nouă în gură veche. Spre iertare păcatelor, spre viața de veceni. Cine-i tare ce vine tare astăzi, spune Dumnezeu părtașul Dumnezeu. Că nu voi spune preșmașilor că-i tare natale, sănătare în cărurile astea. Potrivit tradiției, prima icoană pe care trebuie să o realizeze un iconograf este icoana schimbării la față. Într-un manuscris din muntele Athos, îi se cerea zugravului să se roage cu lacrimi ca Dumnezeu să-i pătrundă în suflet și să meargă la preot pentru ca acesta să se roage pentru el și să-i citească troparul schimbării la față. Deși ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, biserica a rânduit ca pe 6 august de schimbarea la fața Domnului să fie dezlegare la pește pentru bucuria praznicului.